Bună tuturor și bine ați venit la un nou videoclip pe canalul Investește Simplu. Astăzi vreau să ne uităm împreună peste bugetul rectificat al companiei Hidroelectrica. După cum știți, eu am vândut acțiunile la Hidroelectrica nu cu mult timp în urmă. Ne putem uita exact în data de 10.05.2024, eu încă mai dețineam 206 acțiuni la Hidroelectrica. Apoi, după ce am calculat anumite lucruri și mi-am făcut eu o anumită estimare pentru această companie, am ales să vând. Da, am ales să vând acțiunile la Hidroelectrica tocmai pentru că mă așteptam ca să existe nu neapărat o rectificare a bugetului, nu m-am gândit la asta deloc, dar m-am gândit că rezultatele anului 2024 pentru această companie Hidroelectrica nu o să fie conform așteptărilor lor, nu m-am gândit că o să rectifice, dar vreau să ne uităm împreună peste acest buget rectificat și să vedem dacă am făcut bine ceea ce am făcut când am vândut sau nu. Eu am avut un preț mediu de 120 de lei per acțiune și în momentul de față o acțiune s-a tranzacționat până la 137, apoi a scăzut destul de drastic când s-a aflat de această rectificare a bugetului pentru anul 2024. Vedem că astăzi, în data de 30, a urcat iarăși destul de mult până la 135 și pe finalul zilei iarăși a scăzut prețul per acțiune. Nu știu dacă este neapărat așa de temut încât să ne speriem, gata, a pierdut foarte mult Hidroelectrica, pentru că nu este așa, dar vreau să ne uităm împreună peste ceea ce se întâmplă și un anumit estimativ de dividend în 2025 pentru anul 2024. Pentru cei care aveți Hidroelectrica de la început, de la listare și aveți un preț mediu pe la 110 lei per acțiune, după mine este o acțiune foarte safe în care poți să rămâi pe termen lung. Eu am ales să vând această acțiune tocmai pentru că aveam un preț destul de mare ca și cost mediu. În videoclipul anterior eu am spus că Hidroelectrica pentru mine o să devină iarăși interesantă de pe la 110 lei. Nu știu dacă o să ajung acolo sau nu, dar tocmai pentru că mi-am făcut anumite calcule, am ales acel target price, să spun așa. Să nu uităm că după ce va fi data de ex-date, compania aceasta va avea o reducere, să spun așa, de 13,99 lei în prețul per acțiune. Dacă o să fie mai mult sau mai puțin, o să vedem în data de ex-date, pentru că sunt șanse să fie exact ca la OMV Petrom, să se recupereze prețul foarte, foarte rapid, dar eu personal cred că nu o să fie așa, pentru că rezultatele puțin mai slabe, să spunem așa, taie din așteptările anumitor acționari care doresc un dividend de două cifre și la anul. Nu știu dacă o să fie realizabil sau nu și eu am ales să vând această acțiune pentru că aveam un preț mediu destul de ridicat. Vedem că în ultimele 6 luni a ajuns o singură dată la acel preț, la 120 de lei per acțiune, și pe mine m-ar interesa foarte mult dacă va scădea sub acești 112 lei, ceea ce poate se întâmplă, poate nu, nu avem de unde să știm, dar ce este cert, am văzut că Hidroelectrica încearcă anumite parteneriate cu diversi dezvoltatori, chiar și din Arabia am văzut, cu anumite panouri fotovoltaice. Acest lucru este o mișcare destul de inteligentă pentru compania aceasta Hidroelectrica, dar să vedem în ce constă acest parteneriat între aceste două companii pentru a reuși să dezvolte un parc fotovoltaic. Dar haideți să ne uităm un pic peste rezultatele din bugetul rectificat. Vedem în zona de venituri totale, ei au scăzut cu 5%. Pe urmă, veniturile financiare au crescut cu 19%, ceea ce este bine, totuși cheltuielile totale au crescut de asemenea și aici, da? Și o să le putem vedea mai jos de fapt de ce au crescut și unde au crescut ei de fapt. Cheltuielile cu exploatarea și aici a crescut cu 5%, pe urmă cheltuieli cu bunuri și servicii încă 7% și ce ne interesează pe noi cel mai mult este profitul net, care a scăzut cu 14%. După cum am spus în videoclipul anterior, eu m-am gândit și am estimat că bugetul va scădea cu un 12% doar din cauza acelui plafon și se pare că ei au scăzut cu 14%. Asta nu înseamnă neapărat că am avut dreptate, până în momentul de față să spunem așa am avut, dar pentru acest lucru, chiar dacă eu am vândut această companie la 120 de lei, s-ar putea să fi făcut un lucru greșit, depinde cum impactează
proiectele pe care această companie vrea să le dezvolte și ce o să fie în viitor cu aceasta. Vedem că teoretic ei au bugetat o cantitate energetică vândută în creștere cu 4%, cantitatea de energie produsă va fi cu 3% în creștere și total cantitatea de energie electrică achiziționată va fi și aceasta în creștere cu 14%. Vedem că veniturile totale din exploatare sunt rectificate în scădere cu 6% din nivelul aprobat inițial, din cauza prețului mediu de vânzare a energiei electrice cu 12% ca și diminuare compensată de creșterea cantității de energie electrică prognozată care va fi vândută în 2024. Vedem că ei au o reducere de 19% ca și venituri, da, 159.000 de lei au bugetat ei. De asemenea, prețul de vânzare prin PZU în perioada ianuarie-aprilie a fost de asemenea mai mic, cu 22% sub prețul mediu bugetat, inițial pentru întreg anul 2024, ceea ce conduce și la diminuarea veniturilor, clar. După cum am văzut în primul trimestru, că prețul a fost de 397, chiar sub acel 450 de lei ca și plafon, din cauza că energia electrică a scăzut. Vedem că ei au scăzut și cheltuielile cu investițiile, cu 20% mai exact, prin care investițiile au fost rectificate în scădere cu 20% față de nivelul aprobat, doar ca o calibrare a așteptărilor societății în legătură cu valoarea totală a achizițiilor de participațiuni a căror execuție efectivă este realizabilă până la sfârșitul acestui an și care au fost ajustate pe baza informațiilor disponibile. Ce vreau să calculăm este și dividendul pe care noi o să-l putem primi ca și acționari. Știm că această companie hidroelectrică teoretic o să distribuie 90% din profit în fiecare an, cel puțin așa este până în momentul de față și cam în felul acesta au procedat și vreau să vedem ce se întâmplă dacă o să distribuie 3,7 miliarde de lei în dividend. Hidroelectrica în momentul de față are 449 de milioane de acțiuni și teoretic vedem aici că au bugetat un dividend în valoare de 3,7 miliarde de lei. Și vreau să calculăm împreună cam ce dividend o să poată distribui această companie și împărțim profitul la acest număr de acțiuni și o să vedem că teoretic o să distribuie un dividend brut sau cel puțin așa și-au bugetat la acest buget rectificat de 8,35 lei. Da? Dar să nu uităm că acesta este un dividend brut care în momentul de față, dacă ar fi să-l mulțim cu 0,92, am primi un dividend de 7,69 lei per acțiune în 2024. De ce am vrut eu de fapt să vând aceste acțiuni la 120 de lei? Pentru că, după cum am spus și în celălalt videoclip și o să-l aveți și în descriere, eu mă așteptam sincer să fie o distribuție de dividende aproximativ 9 lei ca și dividend brut, dar se pare că ei și-au bugetat 8,35 cu un dividend net care până la urmă pe noi investitorii acesta ne și interesează, deoarece în momentul de față doar asta o să vedem noi în cont. Dividendul brut, sincer pentru mine, unul nu mă interesează absolut deloc pentru că nu îmi bugetez niște bani și nu mă gândesc la niște bani pe care eu de fapt nu i-am și ia statul, da? Exact cum mă gândesc la un salariu, eu încasez 3.500 de lei sau 4.000 de lei, păi la ăsta mă gândesc, nu că angajatorul plătește 6.000 de lei să câștig eu 4.000. Pentru că restul oricum eu nu-i văd, da? Și în momentul de față, eu dacă aveam o acțiune la 120 de lei, cum am avut prețul meu mediu, eu aș fi încasat ca și procent în dividend după acel preț mediu de 120 de lei de doar 6,4%. Și în momentul de față, eu am avut alegerea de a cumpăra OMV Petrom și vedem că am 6,52 chiar în momentul de față ca și venit în dividend. Da, deci teoretic eu am făcut această mișcare și totuși câștig mai mult din OMV Petrom decât din acest dividend propus de Hidroelectrica. De aceea mie mi s-a părut mai ok să cumpăr la OMV Petrom pentru că aceștia au și un proiect destul de mare în 2027 începând producția la Neptun Deep, dacă se va realiza acest proiect, și de atunci încolo noi acționarii avem de câștigat foarte mult prin creșterea producției. Din ce văzusem în anumite rapoarte, o să crească producția cu până la 40 și 60%. Deci un lucru destul de bun. Ce se întâmplă în momentul de față cu acționarii care au prețuri foarte ridicate? Ei bine, o să vedem. Da, eu de asta am ales să vând și să mut totul în OMV Petrom, după cum am spus, mi-am făcut calculele că o să distribuie un dividend de 9 lei pe
interacțiune, dar să nu uităm că anul acesta au distribuit aproape tot profitul și în felul acesta pot face și la anul. Da? Și atunci o să dea un dividend mai aproape de 9 lei cum am gândit eu și la 9 lei per acțiune ca și dividend brut, eu am ales să vând această acțiune și să cumpăr OMV Petrom. Ce se întâmplă dacă această acțiune se va tranzacționa la 110, când deja și mie mi se pare destul de atractivă? Ei bine, ajungem la un dividend net, cel puțin după bugetul lor rectificat, la aproape 7%. Și acest lucru deja este ok pe termen lung. Eu am avut prețul mediu destul de ridicat și atunci de asta am ales să fac acest lucru. Am mizat, să spun așa, pe o anumită scădere a acțiunii după dividend, mai ales când o să apară Q2 și Q3 pentru această companie. Tare frică mi este că în cazul în care energia electrică o să scadă mai mult în viitor, chiar și acest buget rectificat să nu fie conform așteptărilor. Dar asta o să vedem, nu vreau să sperii pe nimeni pentru că până la urmă nu știu de fapt ce o să se întâmple și pe termen lung sunt 100% sigur că această companie o să producă valoare destul de mare pentru acționari. Dar ce o să se întâmple exact pe termen scurt, cel mai probabil nimeni nu o să știe de fapt, da? Oricum, această companie este pentru a o deține pe termen lung și pentru a fi portofoliu cât de diversificat. Este o companie cu un business destul de simplu, care trebuie doar întreținută și dacă o să aibă o conducere destul de bună, probabil o să reușească să se dezvolte din ce în ce mai mult. Deja vedem anumite proiecte care sunt în discuție în momentul de față și probabil dacă se va aproba această investiție destul de mare în panourile fotovoltaice, prețul per acțiune o să fie împins din nou la aceste zone de 130-140 de lei, pentru că o să fie un hype în piață, da, începe această companie să aducă proiecte noi și să producă. Sunt foarte curios tu cum vezi această rectificare de buget. Nu este un lucru chiar foarte bun pentru această companie care a luat un hype destul de mare în piață, dar nu trebuie nici să ne speriem, da, pentru cine vrea să o dețină pe termen lung, eu zic că este o companie destul de bună. Și vreau să văd și părerea ta în comentarii și în cazul în care ți-a plăcut acest videoclip, nu uita să te abonezi și să lași un like pentru că mă ajută să cresc acest canal. Vreau să văd în comentarii și părerea ta despre alegerea pe care eu am făcut-o de a vinde hidroelectrica și dacă crezi că am avut dreptate. Până data viitoare, nu uita, alege să-ți construiești viitorul.